Bine v-am găsit la un nou episod din noastră de Brawl Stars. Astăzi am făcut o mică manevră cu Hell și am cumpărat oferta de level 35 plus încă o mică ofertă de pe shop. O să vă las cu partea respectivă și după revenim la un mic gameplay un alta. Se procesează, fii atent și menule că vine oferta cu 5 megaboxuri și 370 de gemuri, nu? Băi, eu sper să îți pice Spike ca să vadă cătă. Asta e basic. Hai să vedem, bun. Prima cutie, 260 de bănuți, Barley? Nu-i Brawler, nu, că am înțeles de la băiesc că 6 trebuie să fie acolo jos ca să... Da? Nu neapărat. Poate să pice și când sunt 5, zic eu. Depinde de cât de multe puncte dă. El Primo... Cred. Piper. Mamă, ți-a dat pe supozitor. E chiar ok. Să nu te joci la solo showdown cu ea, sau la duo showdown. E varză, Piper. Am încercat eu, credem. Și la solo am jucat și chiar am câștigat de multe ori. Depinde de mapă, de... Ok. Da, cu Piper. Cold. Pinisa. Cold, am văzut că e bun la modul nou, ăsta care îți scade HP-ul. Cold mi se pare genial în fiecare mapă, hey, să zic așa. Ei, Shelly. La fel de mapele alea cu boss Jesse. Tu vrei Tara și Jesse. Am înțeles. Aia, ăla ar fi găulul, știi? Hai, asta e treia, nu? Da, e a treia. Poți să-i dai upgrade-ul El Primo aparent? E ok. Nimă Bull. Uite Jesse cum vei. Jesse, vezi? Ai deja de upgrade pe ea. Și Piper, iar supozitor, mă. Fii atent că-ți dă token doublere, tichete și gemuri acum. Hai să vedem. O, 4? Și 8 gemuri. Mamă, l-am umplut pe șmenul de gemuri. Sper să nu mai primesc comentarii din aia care ziceți că ăsta nu e șmenul, e cum fals. E al patrulea. Bă, dar uite ce greu pică puncte pe Tara, mă. Da, probabil pentru că e mitic sau ceva. Mhm. Shelly... Barley. Poco și tichete. Da, 7 tichete. 7 totuși. Dar oricum vine Robo Rumble-ul și o să poți să farmezi Roboxuri ca lumea. Să știi. Ăs Johnule, e ultima. Uite, items remaining, mamă. Ce ziceți, băi? Dacă e legendară, dacă e legendară, și mere, ce faci? Nu l-am pe Ricoșe, stai un pic, aia e problema. Stai în cap? Dacă e legendară? Uite, Jesse, iar puncte cum ai vrut. Nu stai în cap dacă e legendară. Tara, și acum vedem ce pică. Dar nu vreau să apăs. Ultima cutie. Fii atent că închide aplicația și gata. Nu închide. Închide live, închide live, închide live. Ăla-i mă, uite-o pe pamă. Se vede că e mare. E epic, mă, ce ai? Se vede că e mare. E planaua. Ăla-i, să vezi cum arunci cu goșinei. Nu vrei să mai luăm nimic de pe shop de aici, nu? A, dar n-ai ce. Eu, uite mă că poate să-și ia special mythic. Offer-ul. Pe Jesse, nu? Long și nu, special offer-ul? Pam. Pe Pam? Ok. Da, Pam. Să pot să-i dau level mare de pe acum. Am înțeles. Și token double are 600. Și token double. Am 800, înseamnă că. Mhm. Da. Acum nu o să mai rămână... Nu o să mai rămână... Ba da! Încă mai ai de Mythic Brawler. Da, da, dacă le iau pe ăla Mythic o să-mi pice Mortis. Și Mortis e cam pe degeaba. Adevărat. Ai dreptate. Bine, trebuie să joci mult cu el ca să... Sau până îi dau un buff ceva. Nimă care 1400 de bănuți. Da, da. Vrei să dau upgrade la Jesse să faci de Power 7? Primo, să le fac. Ați văzut și ce au picat în mare parte. Îs destul de bucuros. Adică măcar din ultima cutie ne-au căzut Pam. Și o să luăm free points pe ea. Mai luăm pe Poco niște points. Hai să fie acolo. Și desigur mai luăm pe Piper pentru că vreau să fac level up. Și pe Jesse. Bun. Acum, ce m-ar interesa pe mine e să dau niște power-up-uri, deci să dăm la power 4, atât. Ideea este în felul următor, nu vreau să dau prea multe power-up-uri pentru că sunt destul de scumpe deja la un anumit nivel, adică uite, la level 7 480, la level 5 o să luăm pe primă pentru că îl joc destul de mult. În general vreau să am un power destul de măricel pe ăștia pe care îi joc, dar în același timp să fac power și pe ceilalți măcar așa mai decent, uite. Cum a făcut aici Power 4, cum a făcut și pe Piper, acum Power... Hai 5, hai să fie Power 5 și acum nu o să mai avem probleme, o să putem juca lejer cu ei. Partea interesantă e că am făcut rank 15, aproape 16 pe El Primul și chiar îmi place așa cum arată cu albastru rankul aici. După, am luat-o pe Pam, nu o să zic Penny, am luat-o pe Pam în unboxing-ul de mai înainte. Și e ok pentru că o să pot face vreo 200 de trofee pe ea, plus mă trebuie să fac 100 pe Tara, încă 100 pe Piper, eventual încă 100 pe Penny
Și o să fie super ok, poate și pe Brock, pentru că îi bun el, a și pe Colt trebuie să facem, deci va fi nevoie să facem power-up. Pentru cei care vreți să vedeți, ăsta ar fi clanul, pe invite only, când iese cineva, băgăm pe altcineva, cam asta toată chestia. Și în top, pentru că din câte am văzut, cam asta interesează pe oameni. Ăsta ar fi, uite, locul 9, super, super ok. Și hai să mergem la, hai să mergem aici, să nu stai că e Pam. Hai să dăm solo normal, să jucăm cu Pam, opa. Oricum o să iau și oferta aia, o să iau și niște double-re. Dar asta numai după când o să facem mai multe brawl box-uri. Bun, să-i dăm la solo showdown și strâng mai multe cutii ca să fie chest opening-urile mai interesante. Că v-am zis toată chestia. Big box-urile o să le scriem în episodul următor. Și mai vedem, hai să vedem cum e cu Pam. Sincer să fiu, cred că o să cumpăr oferta aia cu... Cred că ar trebui să mă duc așa, nu? Aia da. Deci se văd că e o schimbare majoră dacă te bagi direct în cutie. Ei, și avem și un spectator. Cine-i? Ricoșeu. Gata, l-am făcut pe Ricoșeu. Ei, salut, ce faci? Eu am să plec. Siguranța este pe primul loc. Pleacă, bă. Ei, dăm și cu automata, nu-i problemă. Auto-attack-urile astea. Hai, hai. Dar nu știu de ce să cadează. Aia e partea nașpă, nu? Totem, totem și dă-i. Ăla-i, uite ce frumos. Bă, dar chiar jucăm primul, primul match cu... Hai. De ce nu vrei? Ei, de ce fugi de mine? Nu ți-am făcut nimic, nu vreau să te mănânc prea mult. Power 9. Aoleu! Atât! Atât! Ăla-i! Bine, și cu power 9 deja era clar că nu o să mă bată la power 3, cred că avea. Oricum, primul match cu Pam direct win. Foarte, foarte bine. Oricum, ne-i strângi cu token doublerile astea. Mai strângem cutii, vreau să strâng și eu mai multe, nu o să zic cât. Nu 100, pentru că e super greu să strâng 100 și nu cred că mi-ajung 61 de etichete mai târziu la Robo Rumble pentru 100. Dar vedem. Vedem. Hai să spargem. Ideea e la început să mergi să iei, cât mai multe power-up-uri, că după aia pe restul e cam bas, că mai e toată chestia. Ăla-i primă, nu m-aș tare băga pe el. Salut. Primo, hei. Hei. Așa, așa. Perfect, o plecat de la cutiile mele. Ioi. Uhu. Nu. Fact. Ai, să mai întâmplă. Nu-i problemă. Și uite, ajungi deja să spargi cu două din astea. Oh, l-am văzut, l-am văzut. Hei, salut. Hei. Ce faci? Să știi că la level 9 o să fie OP, nu mă zic. Uioi, de ce fugi? Mi-a stricat ultimata. Da, avem din nou, nu-i problema. Uai, dar ce dă Jesse? 1600, de ce power ar trebui să aibă băiatul ăsta? Și te-am văzut, cum să te văd? De ce dai în mine, ha? E primul acolo. Wait, what? Pleacă, primo, pleacă, pleacă, băiat rău. Are 7 power-up-uri de aia. Hai că nu m-am băgat în... Știe juca băiatul cu Penny? Nu zic nu. Fa... Am uitat că de la Penny trebuie să dai mai în stânga puțin, nu neapărat, dar... n-aș vrea să bătea nimeni. Tu știu că ar merge Pam. Și era Jesse. Ar merge să... Hai să jucăm și la un nou mod de joc, ce zici una. Mi-a picat, i-a picat crown? Hai să vedem. Wait to see. Trebuie să-i apară aici. Da, mă, uite, i-a picat crown. Bă, ce noroc au. Mai ales că... Hai să jucăm la modul ăsta. E mai interesant. Mai ales că partea cu crown e interesantă că, nu știu, mi se pare mie, poate,
dar fuge mult mai repede decât alți brawleri. Sincer să fiu, deci chiar pleacă, bă. A meu. Hei. Faza e că la modul ăsta, oh, bine, dacă și nimerești. Na, uite cum o dus. Faza la modul ăsta de joc e că trebuie să joci ori cu Colt, ori cu Pam. Pentru că trag multe gloanțe, că mai e toată chestia. Doar că trebuie să și nimerești. Aia e important, să mai și nimerești. La cum am tras eu acolo. Eu. Deci cu... Bine, și cu și primul e bun. Salut. Te-ai dus, boss? Aia. Se mai întâmplă. Modul ăsta joc e interesant pentru că îți scade HP-ul constant. Și asta înseamnă că lumea va trebui să se bată. Pentru că doar când nimerești pe cineva, ți se regenerează HP-ul. Lucru care e chiar interesant și măcar te face să, nu știu, să vrei să te bați sau nu să stai în boschezi numai așa să fie. Am văzut un Frank pe aici. Oho, salut. Uai, să vezi cum îmi reîncarc eu viața pe tine. Hei, salut și ție. Aoleu. Hai, mă, să ne batem dacă e top. Uhu. Uai, dar pe mă eu pe. Nu. Ha, ha, ha. Și m-am băgat în gloanțele lui. Aoleu, ce îi dă? Îi dă. Uai, era frumos dacă... A, e totuși bun și... Ce loc am luat? N-am fost atent. Păi bun și locul ăla pe care l-am luat. La, da, e să fie. Ok, vă rog frumos, nu-mi dați invite. O să fac live-uri unde jucăm, o să jucăm cu abonații și acolo puteți să-mi dați invite. Că dacă sunt mai rare, acolo puteți să-mi dați invite. Ei, salut Daryl, ce faci? Ce faci? Gata, asta a fost, altele nu-s. Dar oare totemul meu ia damage? Nu, nu ia. Deci, ui ce OP, ui Pam, pot să stau în totemul meu, mă. Hoho, ți-ai dat ultima dată pe degeaba, mă, friend. Showdown deja? No, stai că trebuie să luăm power-up-urile astea atunci și să-l căutăm pe my friend. Oare ce-o fi? Uai, el primola. Uai, ce o sărit. Nașpa. Uai, ce. Ce fază nașpa a făcut acolo, hai mă. Uai, nu. Bine, avea 9, eu m-am prostit acolo că m-am băgat. Deși asta înseamnă dacă totemul... Eu pot să stau în totem constant, nu? Ce șmecheră e chestia asta, mai vreau să încerc. Cred că pot să stau în totem constant. Băi, deci eu pe la modul să joc atunci pe-am. Dacă totemul ei nu ia damage și îți dă și heal în același timp. Bine, mai ales eu pe, pentru că gândiți-vă dacă o ai la level 9. Ce sunt aici? Am dat auto-atacul din greșeală. Auto-atac. Oh. Și, da. Ăsta, da. Aici am jucat-o super prost. Deci pare că și Penny e bună în ideea în care dacă stai după cutii te nimerește. Sunt tactici și tactici, că mai dată chestia. Dar păi mi se pare chiar super OP dacă mă gândesc acum. Că poți să stai în totem și totemul nu ia damage. Bine, cred că mai trebuie gândit modul ăsta de joc. Nu cred că a fost așa bine făcut. Încât, na, gata, nu mai iei damage, nu mai nimic. Și aici o dau pe auto-atac. Gata. Salut, Tara. Ce faci? Hai să... facem cunoștință, nu știu. Am tras și eu dacă-i... Uai, și... Mamă, dar Frank e super bun la... Bine. Dacă și joci cu el, adică...
Omul s-a oprit, l-a dat ultima dată, după aia s-a întors, a, ce fac, cum fac? Oricum e bine că am făcut rost de acest brawler nou, mai facem și tokene, mai facem și trofee, tot ce trebuie. Cam asta e important. Și asta e bine, să vă căutați cât mai mulți brawler noi, pentru că puteți să faceți destul de lejer trofee pe ei. Și uite, pe Barley, de exemplu, poți să faci lejer trofee, uite cum o să fac eu acum. Măi. Uai, ce bine, ce bine, ce bine. Gata. A, și dacă l-omoriți, face full HP-ul, ce tare e chestia asta. Chiar n-am fost atent până acum la lucrul ăsta. Uai, dar rupem acum. Hei, salut! Uai! Cum m-am băgat în ultimata lui. Aoleu, lasă că e bine, lasă că e bine. Facem și noi level 37, deci gândiți-vă că am stat cu oferta aia în shop vreo 2 zile. Dar nu-i problemă, a căror pica PAM. Eram chiar foarte dezamăgit dacă nu pica absolut nimic. Așa, un PM e ok. Nu ca aia de la față, nu-i bine. Hehe, aoleu, nu mai e hehe. Atât, atât, atât. Thanks, mersi de ajută. Nu l-am putut omorâ, nu. După mine. Aie, defeated. Se mai întâmplă. Oricum e foarte bună PM la modul ăsta de joc. Deși, n-am ce zic. Cam toți cei care trag așa PM Colt super, super bun. Mortis deja, cred că e primul care mare. Salut, Mortis, ce faci? Cum te mai simți? Așa-i că vrei să... Na, nu mai vrei. Și totuși, sincer, să fiu singurul brawler care n-aș vrea să-mi pice vreodată Immortis. A plecat de aici, ho-ho. Încearcă să bat o cutie, dar n-o să iasă. Și a făcut și noi, bam, frumos, power 3. Imediat facem și power 5, ne punem aici. Trebuie să dau totemul ăla. De multe ori mă zgârcesc să dau ultimata și lucrul ăsta nu ajută, dar totuși am făcut ceva trofee astăzi. Uite, am făcut încă 36 de trofee, pe lângă ce aveam, deci avem... Ok. 2226, chiar super, super bine. Am făcut și 17 cutiuțe, tot ce trebuie, tot ce trebuie. În clan suntem tot 100 din 100, cred că... Da, tot 100 din 100, bun. Noi o să încheiem acest episod aici, sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like și cred că în episodul următor o să luăm și oferta asta. Și pe lângă aia o să deschidem și niște cutiuțe din astea când deja le strângem. Oricum, cam atât ar fi, sper că v-a plăcut. Dacă n-am uitat să apăsați butonul de like și ne revedem data viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi, toate cele bune. Eu am fost Bushman, la revedere!